Deschidem ustul. Să vedem cum stă cu mâncarea, cu cuietul. Stau cât de cât înghe. Să vedem mâncare, să văd. Fără bate un pic vântul și asta e cam deranjant pentru ele. Deci după cum se poate vedea, rezerve sunt. Dar pe noi ne interesează dacă avem puiet la celălalt stup, care ne-am uitat. Erau puiet pe trei rame. Se pare că încă nu avem, poate, următoarea ramă. Scoatem tratamentul contrast. După cum se vede aici, în zona tratamentului, ele au ros un pic ceara, ca dovadă că nu le-a prea plăcut. Colonia e mai micuță, dar încă nu au cuiet. Asta e lucru care ne interesa. Care folosesc pentru propolis, o tendință ridicată de a propoliza. Pietrează foarte bine, plin de miere, albinele schem, sunt în partea de jos. Să-i zăpăcesc foarte tare. Pus ramele numai la care am bănuit că ar fi puiet.
pic ridicate pe deasupra, deși aici rezerve de hrană au din belșug. Haide, până pe ultima rană. Momentan totul arată foarte bine. Cum vedeți, și colonia aceasta are 4 rame de albină, hai să zicem aproape 5. Totuși, pe capăt, văd o problemă. Se pare că ultimele de aici au murit. Aici focusează un pic. Da? De pe capăt de ramă sunt toate moarte. Să-l desfac ca să mă uit mai bine și pe fund sunt moarte chiar multe de-a dreptul. O să pun un pic pe pauză să scot un pic ramele să vedem care e problema. Asta e avantajul fundurilor detașabile, că poți să faci operațiunea asta. Să punem un pic pe pauză, să curățăm și revenim cu detalii. Să te dat la stupul ăla. Uitat un pic să vedem ramele. Cred că încă nu am văzut, dar după cum se vede, rezerve mai au de mâncare. Nu-mi explic de ce capătul ăla de la rama era tot mort, probabil de la frig, să fi înghețat, să nu fi rămas suficiente ca să se poată încălzi. Acum o să le pun o turtă proteică. Și ăsta e destul de propolizat. Deci, după cum se vede, rezerve au. Rezerve au și de păstură. Deci rama asta o să o întorc invers. E mai multă miere pe partea dreaptă, adică în partea din față mai exact. Și să o încălzească, să o pot să o mănânce. Cum vedeți, am și rame de plastic. De 2 ani încerc să trec pe plastic, mi se pare că are anumite avantaje. Uite, se vede și regina. Uite, aici. Demarcat-o principial, marchez toate reginele, dar nu stau să le caut. Lucrând la un stup care o găsesc, o și marchez. Și am notat pe capac fiecare stup, ce regină are, din ce an și mici detalii. Deci numai de frig îmi explic că partea aceea de capăt erau moarte. O să întorc și pe ultima ramă, tot așa, să fie pe partea din față miere, acum e destul de cald afară, sunt jur de 10 grade, poate chiar un pic mai puțin, poate chiar numai 9. Dar și ultima ramă e de-a dreptul full cu miere.
Deci tu pe ăsta nu duci lipsă de mâncare. Totuși o să-i pun, o să-i pun și o turtă proteică. Decembrie, ianuarie. Uităm un pic dacă avem puiet. Temperatura aproape 10 grade și totuși un pic cam rece. Bine de strâns e puiul. Înghem. Rezerve de pastură, de miere. Dacă mai avem un pic de puiet. Suflă un pic vântul, și asta nu le prea place. Un pic de fum. Vedem regina. Ce-am marcat aici un pic de puieți mai spre centru. O să închidem stupul înapoi rapid. Poți opri. Am pus un pic de turtă cu proteină, având în vedere că avem pe 3 rame puiet. Observat un pic și pe foliu un pic de condens. Acum le împachetăm